Herici, o Ivaina Darab, Mihai Mihanache, de generație și meserie și vorba ce este dânsul, pentru că este un talent activ, zâmbesc. Să știți că nu este deloc ușor să se cânte vide, adică live, nu e deloc ușor să știți, așa că soliștii noștri la. Mergem tot în zona Mehedințului, la o doamnă a cântecului Geni Lupinț, o doamnă care este o interpretă plină de tradiție și chiar de cântec popular românesc, nu se dezice, rămâne acolo cu exploatarea tradiției populare de zona de munte, de la mama Domnica Drog, sigur că da. Doamna Nina Predescu, nu se va prezice de ea niciodată, niciodată în vorbe de destul, deja mă lui inima la bătaie, plec pentru dumneavoastră, doamna Nina Predescu, este! Bună ziua la mulțumesc, sănătoși! Mulțumesc, dragă Gigi, pentru cuvintele frumoase. Ce te faci cu atâtea prăiese, că mai ai vreo trei dintre... Dragii mei, bine v-am găsit sănătoși în aceste zile frumoase de sărbătoare. Am răspuns la invitația celor doi prieteni, pentru că Gigi e mehedințean de-al meu, iar pentru Maria, poate mulți dintre dumneavoastră nu știți, eu de vreo 20 de ani stau la Nicu Vâlcea. Așa că și Maria e foarte aproape ca și zonă, dar cântecul meu este pornit de acolo, de la Poalele Munților Mehedinți. Îl trimit către dumneavoastră. În aceste zile de sărbătoare, vă doresc să fiți sănătoși, să vă bucurați de cei dragi. Mi s-a părut un lucru atât de frumos că Maria a ales să ne aducă în aceste zile de sărbătoare în satul ei natal. Mă bucur să o revăd și pe mama ei, pe care am cunoscut-o la lansarea albumului celor doi la Târgu Jiu. Le doresc de acum înainte multe, multe albume. Mulțumim pentru primirea făcută de către domnul primar. Vom fi ceva neamuri, că îl cheamă Fredescu ca pe mine. Dar discutăm în culise după aceea. Mă bucur enorm să cânt cu familia Streață, prieteni de o viață. Nici nu știu dacă trebuie să spun că pe cel mic vroiam să-l fac cinerea cu câțiva ani, să nu se supere soția lui, doar la Mehedinți a venit. Le doresc multă, multă sănătate, să ne încânte, să ne încânte mulți ani sănătoși. Și pentru că inițial am vrut să cânt așa mai de petrecere, nu m-am hotărât să-i cânt Marie un cântec pe care eu l-am dedicat satului meu și lui Gigi deopotrivă. Oriunde mă duce cântul, mă cheamă înapoi pământul. Yeah.
fiecare dintre noi să ne întoarcem la locul de unde ne-am născut. Mai e mult până atunci. Hai să facem ceva mai vesel. Cea mai frumoasă melodie a mea, am scris-o pentru tatăl meu, Vodelic, și dumneavoastră. Doamne, mâine dacă mor, eu la nimeni nu dat o sârbă. Îmi pare rău că nu puteți să jucați aici.